Eu erau 45, sunt treaz de la 7 și jumătate dimineața. M-am străduit să mă culc undeva pe la ora 12. E super târziu, la ora 9, adică în 12 minute, aproape. Trebuie să fiu în liceul Lazar, acolo unde o să vorbesc puțin cu niște liceeni de 11 sau 12. Bun, acum o să mă teleportez acolo pentru că nu o să filmez pe drum. Mă bucur tare mult că sunteți atât de mulți. La facultatea de antreprenoriat pot să experimentez greșind. Deci oamenii ăștia din Lazar sunt absolut geniali. Uite câte biciclete sunt la ora 10 la liceu. Și ce biciclete! Când mi-am zis povestea mai devreme, mi-au zis că iau rastel și vin cu bicla la școală. Super tare! Când mergeam eu la liceu acum câțiva ani, eram singurul biciclist care își lega bicla și n-aveam rastel. De câteva ori mi-au și furat bicicleta colegii și mi-au ascuns-o. A fost fain în Lazar. Oameni faini, clasa 11-a. Ce-mi pare rău e că curtea acestui liceu este o mare parcare de mașini. Eu n-am știut că au rastel, așa că mi-am parcat mașina între mașini, desigur. Param! E bine, am făcut să râdă. Se pare bine. Stai așa că mă filmam. Nu pot să cred că nu-i nimeni. Nu e nimeni la birou, aștept să vină cineva. Stau într-un părculet mic, foarte mic. Dacă o lași aici, să știi că nu mai are loc lumea să treacă pe trotuar. E cam nasol. O să mă mai târziu. Rezumatul până acum, am fost, am vorbit, am făcut niște contabilitate, am făcut o livrare, am stat și am băut o cafea, m-am întâlnit cu Alex și acum facem ce vrea Alex, adică mergem în Cismigiu unde el vrea să-și filmeze vlogul despre fotografia cu telefonul. Între timp probabil că eu o să vorbesc despre complet altceva. E și atât de cald, deci e vară în toată regula. Gesturile mici. Bun, deci azi dimineața am vorbit în fața a vreo 100 de elevi, cred, elevi de clasa 11-a. Am reușit să le atrag atenția, să-i țin acolo, să-i fac să râdă, să-i fac să mă aplaudă de două ori. A mers bine. Le-am atras atenția atunci când am zis că am fost exmatriculat în clasa 9. Apropo, despre partea cu exmatriculare am făcut un video, o să las un link undeva pe aici. Faza cu vorbit un public stă în felul următor. Cineva te întreabă dacă ai vrea să vii să vorbești și stai și te gândești. Pică în ziua aia, trebuie să te trezești de vreme, să vorbești. It's a little bit of a pain in the ass, să te trezești de vreme și te pregătești.
aici, dar e ok, accepti. În fine, cu o zi înainte, ai așa, ai un gol în stomac. Băi, de ce am acceptat chestia asta? Nu pot să cred că am zis atunci că o să fac asta. În fine, te duci acolo și vorbești și după ce termini, îți dai seama că am meritat. Și îți dai seama că am meritat să zici da și că te vei duce și data viitoare. E un fel de autodepășire constantă. Nu m-a obligat nimeni să mă duc acolo, nu m-a plătit nimeni să mă duc acolo să-mi împărtășesc povestea. A fost un efort oarecare pentru mine să fac asta. Dar cu toate astea, energia pe care am luat-o înapoi de la acei oameni care mi-au ascultat povestea, modul în care mie mi-a afectat ziua într-un mod foarte pozitiv, e genial. Merită să faci chestia asta. Băi, Damian, am o idee. Ce să stăm noi atâta în iarbă în parc? Hai la mall. Da, frate, pe mai țin copii. Adică, nu știu, cred că... Inițial am cerut tipului să pună un vlog de al meu ca să filmez la Caterinca cum se uită la el, că am văzut că se uita la alte vloguri. Și acum se tot uită la vlog. Adevărul este că am venit cu Damian în AFI pentru că ar fi trebuit să fim la un eveniment care începea într-o oră. Ce s-a întâmplat este că evenimentul este mâine și noi ne-am dat seama când am ajuns aici. Așa că mergem acasă. Deci pot să mă urc așa puțin pe ea? Concluzia zilei de azi este că dacă începi să simți mirosul propriei tale transpirații, miroși cu adevărat rău. Bă, are sens? N-are niciun sens? N-are legătură cu nimic. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. În zare putem observa specimenul ciudat numit vlogger. Uitați-l chiar aici. Stă sprijinit de un copac și vorbește singur la o cameră foarte voluminoasă, în timp ce alte specimene de oameni normali șed aici și discută sau mănâncă sau se relaxează sau... Nu știu ce face fata aia, cred că e tristă.